Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă salutăm cu bucurie și vă asigurăm că ne dorim să petrecem cu dumneavoastră această seară și această noapte minunată. Dat fiind faptul că va fi una plină de multă muzică, voie bună și distracție. Deci să trăim intens fiecare clipă, căci toate minunile se întâmplă doar aici, în seara de Revelion. Moldova 1 v-a pregătit un program divers cu cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din țară, care au venit să vă bucure sufletele cu cântecele lor toată seara, toată noaptea, până dimineața! Și nu doar, urmează să-i vedeți în câteva clipe pe unii dintre ei transformați așa cum nu i-ați mai văzut vreodată. Și toate se întâmplă doar aici, la Vedete Înduiete. Iar prima provocare este chiar pentru partenera mea de scenă, interpreta de muzică ușoară, actrița Aliona Crivoi, care în această seară va fi prezentatoare de televiziune. Iar cel care ne-a demenit în mrejele acestei mari provocări este tocmai producătorul de emisiuni, Teodor Guțu. Așa cum am spus mai devreme, interpreții de muzică populară vor cânta în duet cu interpreții de muzică ușoară. Își vor cânta reciproc piesele și nu doar. Vor fi schimbați și la exterior și asta este posibil doar aici, în show-ul televizat Vedete Înduiete la Moldova 1. 8 duiete vor intra aici în scenă și vom vedea cum s-au descurcat interpreții de muzică populară la capitolul muzică ușoară și invers. Cum au cântat interpreții de muzică ușoară muzica populară? Eu abia aștept să-i văd, sincer, sunt foarte, foarte curioasă, dar mă cam pișcă invidia că nu sunt și eu printre ei. Lasă! Nu îți face griji, pentru că provocările nu se termină aici, urmează și altele să vină. Vezi că ai promis. Da, am promis și neapărat vei face parte din echipă. Acum eu zic să invităm primul duet să intre în scenă. Doinița German și Vasile Olaru. Bună seara, bună seara! Bună seara! La mulți ani! Ce faceți? Sunteți atât de frumoși! Tu, Vasile, pentru tine este o adevărată provocare! De la ițari, pălărie și costum tradițional, uite că o schimbare radicală, chiar nu-mi vine să cred. Da, Ian, fă așa o piruietă să te vadă toate fetele și voi aplaudați! Măi, era om normal când l-ați dat pe mâna mea și acum uitați-vă că... Doina, nu mai miră! E... Nu mă miră, după ce ai fost și cu părul albastru și părul roz și tot și felul... Și fără păr? A, nu, încă n-am fost, dar am promis că o să fiu odată. Și tot felul de schimbări, i-am zis sincer, ai contribuit la noul look al lui Vasile sau... De fapt, el era, deja era focusat pe ceea ce, o să poarte în seara asta și eu cumva am încercat să mă asortez cu el, pentru că pentru o femeie cred că este mult mai simplu, că avem garderoba mult mai largă, să zicem așa. De asta am încercat să-mi fac și părul de data asta după chipiul lui Vasile, zic că suntem aproape identici. Și fusta e întâi cu chipiul, e frumos. Da, deci toate s-au combinat perfect. Vasile, ești gata de provocare? Desigur, și vă mulțumesc pentru această provocare frumoasă, este ceva interesant, ceva inedit pentru noi. Și eu m-am bucurat că în sfârșit piesa asta, A Minima Fierbinte, pe care o cânt de ceva vreme, în sfârșit am decântat mai puțin în ea, că sunt ușor plictisită și am zis, măi, Vasile, tu o să cânti mai mult de jumătate de piesă, am toată încrederea în tine. Doamne ajută să-i dau start! Am inima fierbinte, nu mă satur să trăiesc, dau și sufletul din mine atunci când iubesc. Am inima fierbinte, iubesc cu patimă, se joacă cu mine a mea inimă. Am inima fierbinte, respir cu dragostea, bolnavă de iubire este inima mea. Focul din mine e dragostea și nu mi-ajunge timp, o viață cât trăiesc, cât se poate pe pământ. Să iubesc, să iubesc, să iubesc. Și de-ar fi să mor, eu nu mă tem, e salvarea mea, mă scoate și din infern. Îmi poartă zborul frânt peste noapte și zi, unde nici moartea nu ne poate despărți.
fierbinte. Iubesc cu patima, se joacă cu mine, a mea inimă. Am inima fierbinte, respir cu dragostea, bolnavă de iubire este inima mea. Am inima fierbinte, iubesc cu patima, se joacă cu mine, a mea inimă. Am inima fierbinte, respir cu dragostea, bolnavă de iubire este inima. Dorița German! Vasile Olaru! Vasile, vreau să-ți spun că ți se potrivește mănușa această piesă și în general. Nu știu cum de ai ratat șansa să te lansezi în muzica ușoară mai devreme. Pentru că ție ți-e foarte bine. Aliona, știi, mi-a scris Pepe o scrisoare și a zis că e gelos pe Vasile Olaru. A zis că dacă ar putea, iar închide toate căile de cântat. Ce așa frumos. De bine cântă latino, înțelegi? Până a fi Pepe gelos, mai întâi era Doina geloasă, pentru că i-a recunoscut Vasile. A început să cânte piesa foarte bine și atunci a zis, băi, tu o cânti mai bine decât mine. Am zis că face un schimb de piese, da. Măi, dar ne-ați făcut curioși. Ne-ați făcut curioși. Putem să vedem și noi imaginea asta? Urmează o provocare pentru Doinița, dar nu înainte de a privi acest filmuleț. Atmosfera de lucru la repetițiile Doiniței German și a lui Vasile Olaru era una foarte serioasă, ce-i drept la început. Vasile, fiind și pedagog muzical, mai întâi a ținut să-i dea Doinii niște lecții de cântec popular. Să strângem să cântăm cât mai în grai. Așa. Grai moldovenesc. Da. Și refrenul ne străduim să-l cântăm cât mai intact, da? Ușurel, câte doi, țărănească pe bătăi, jucați fete și flăcăi, tir-lir, lir-lir, lir-la. Totuși, trililitul cântat în muzica populară e o adevărată provocare și nu e ușor să-l pronunți din prima. Când ai rostul de jucat, tir lir 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 la, corect? Nimeni nu stă supărat, tir lir lir lir. Vă rog, refrenul ușurel și câte doi, nu e așa hop de data apăsat, ești ușor, hai. Ei, dar când e vorba de provocare, nu stai ascuns după perdea. Depui efort și reușești să faci fața acesteia. Tropăi, stari, chișorii! Că jocul a stâmpăr n-are prie! Ei, să ajungi. Hai cu Doamne ajută. După ce au terminat Țărăneasca în bătăi, i-a venit și rândul lui Vasile să-și forțeze coardele vocale pentru ritmurile vulcanice ale piesei latino din repertoriul Doinei. Ce-i drept, s-a învrednicit și de câteva complimente din partea Doiniței German. Pe cât de neașteptat a fost această provocare pentru ei de a cânta împreună, pe atât de spontane au fost și ideile și concluziile la care au ajuns în timpul repetițiilor. Eu am încredere în tine și îți ofer din tot sufletul a doua strofă și improvizarea acolo de sufletul. Acolo unii cel mai greu, mai scot, dar chiar mă dă prostie. Unii cel mai greu, că nici Lenin scântă. Eu mă mulțumesc. Eu de piesă s-am cântat de milion de ori. Mi-a plăcut foarte mult melodia asta și vreau să spun că chiar îmi pare bine că o cântăm anume asta. El parcă nici nu înseamnă cânt popular, el parcă e cântăresc de firmă, rock. De firmă, cântăresc de firmă, rockman. Hai, l-a cântat. Hai, tu cântă și eu am să repet. Hai. Hai. Și de-ar fi să mor, eu nu mă tem. Îmi sparg zborul prin peste noapte și zi. Stai și mai ca Pepe, mai ca Pepe. Îmi sparg zborul prin peste noapte și zi. Unde nici moartea nu ne poate despărți. Spuneți, vă rog frumos, el când mai vine că vine piesa asta. Vasile, eu dacă... Uite, eu mă gândesc că o să dau ție, nu, mă tic, noi să schimbăm cu cântile. Nu, dă-ți facem un duet, să participăm la Eurovision iară. Tot cu aceeași piesă. Tot cu piesa asta. Lăsăm întrebarea deschisă. Bun, succes.
cred că cea mai mare provocare pentru Doinița German a fost partea cu tirilililililila. Și nu doar pentru Doinița German, dar și pentru Carolina Gorun, din câte am văzut eu la repetiții, dar până la urmă au deprins acest dirli, 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 da. Da. Și în continuare urmează să vedem cât de frumos ne va cânta Doinița German împreună cu Vasile Olaru. Ești da. Foarte frumoasă, o țărâncuță autentică, din cap până în picioare. Țărâncuță, țărâncuță, ce coadă cu bujori, n-o vrăjori. Dar cei care nu știu, tu în astă seară, uite, de la țărâncuță copincuțe și Catrință Ie, până la miezul nopții te vei transforma într-o prințesă adevărată. Urmează, dragi prieteni, să priviți postul Moldova 1, pentru că aceste transformări urmează și în continuare, până la miezul nopții. Dar acum eu zic să ascultăm piesa lui Vasile Olaru, cântată în duet cu Doinița German. Mult de drag la sărbătoare să vă cânt cu foc. Se jea și mic și mare, nimeni să nu stă în loc. E așa frumos și ghinim la un loc să șim. Să petreșim împreună, să ne veselim. Când e rostul de jucat, tirli, lir, 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 la. Nimeni nu stă supărat, tirli, lir, lir, la. Ne prindem de mâini ușor, tirli, lir, 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 la. Și batem tapa cu spor, tirli, lir, lir, la. Ușurel, câte doi, țărănească pe bătăi. Jucați pe tâși și flăcăi, tirli, lir, 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 la. Nu vă dați, nu vă dați, pe saltate și strigați. Și-apoi tapa apăsați, tirli, lir, lir, la. Într-o băi stau chișorii. Până sușuri pe soldate, bate stălpinii. Și-apoi strângeți din mijloc, tăti fetele. Hai da sus și chiuiți, tir-li-li-li-li-la. Cât arii vă potrijiți, tir-li-li-li-la. Unde-s fete și flăcăi, tir-li-li-li-li-la. Să arde focul în călcăi, tir-li-li-li-la. Ușurel, câte doi, țărănească pe bătăi. Jucați fete și flăcăi, tir-li-li-li-li-la. Nu vă dați, nu vă dați, pe soldate și strigați. Și-apoi talpa apăsați, tir-li-li-li-la. Țărănească, stai jocul. Care ne tezăște locul! Una, două, trei, bătute floare de gudui. Frumos joacă și te-nvârti că ataca tine nu-i. Joacă mândră, mândruliță, fașul închiuit. Bate pământul de scuță la joc de-ai venit. Cum ar de focul din iască, tir-li-li-li-li-la. Să jucăm o țărănească, tir-li-li-li-la. Ușurel și numai așa, tir-li-li-li-li-la. Hai la bani, nu ți-i da, tir-li-li-li-la. Ușurel, câte doi, țărănească pe bătăi. Jucați fete și flăcăi, tir-li-li-li-la. Nu vă dați, nu vă dați, pe saltate și strigați. Și-apoi talpa apăsați, tir-li-li-la. Hai pe bătute și cu foc. Să ai valea mie un arăt, mă! Țărănească-i pe sfârșit, tăți-au plăguit. Dar bădința tot să învârte și n-are gândi oprit. Topa tropa în pământ și salte ușor. Ține hangul tot așa, tir-li-li-li-li-la. Să vedem cât o juca, tir-li-li-li-la. Hai și trompeta ține-o sus, tir-li-li-li-li-la. Când mai am ceva de spus, tir-li-li-li-la. Ușurel, câte doi, țărănească pe bătăi. Jucați fete și flăcăi, tir-li-li-li-li-la. Nu vă dați, nu vă dați, pe săltate și strigați. Și-apoi talpa apăsați, tir-li-li-li-la. Ușurel, câte doi, țărănească pe bătăi. Jucați fete și flăcăi, tir-li-li-li-li-la. Nu vă dați, nu vă dați, pe săltate și strigați. Și-apoi talpa apăsați, uite, uite așa, mă! Mulțumim tare mult, Doinița German și Vasile Olaru. Doinița s-a descurcat de minune. Inclusiv și la capitolul tir-li-li-li-la. Eu zic că asta este doar un început și mulțumim frumos o Moldova 1 pentru această idee. Ei, domnilor și doamnelor, asta a fost provocarea pentru Doinița German și Vasile Olaru, iar noi mergem mai departe. Următoarea provocare pentru următorul duet. Cu siguranță și pentru cei care vin în continuare în scenă este o mare provocare. Igor Cuciuc și Carolina Gorun. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Ce frumos ne-am asortat! Cum vi s-a părut această provocare?
A fost una extraordinar de frumoasă, deci ne-am înțeles foarte bine la, la repetiții, atunci când am pregătit această prestație a noastră. Sper să placă ceea ce am făcut noi, că am depus foarte multă muncă și suflet. Să-l vedem pe Igor Cuciuc cântând muzică ușoară pentru prima oară. Și nu am ce face, de vină e dragostea mea. Ești ce mi-am dorit, tu m-ai cucerit. Zbor până la nori, când îmi dai fior. Ziua e întoi și uită de noi. E povestea mea, tu trăiești în ea. Stric, dar n-aud răspuns. Lumea vorbește, dar ce știe ea? Zică ce-o vrea. Eu ascult inima. Ești tot ce îmi place și nu am ce face. De vină e dragostea mea. Ești ce mi-am dorit, tu m-ai cucerit. Zbor până la nori, când îmi dai fior. Ziua e întoi și uită de noi. Ți-a stat și mi-a plăcut cum te-ai comportat în muzica pop. Igor are o energie aparte și de asta poate și să danseze, poate și să zâmbească și să dea o altă culoare unei piese de alături muzică de ușoară. Doar alături de tine, Carolina. Frumos. Cum au trecut imprimările? Tu cu siguranță ai făcut o groază de glume, eu te știu. Au fost, le vom vedea un pic mai târziu. Igor și fără provocare, mereu este pus pe glume, de aceea nu are nevoie de provocări. Oriunde nu s-ar afla, în jurul lui este zâmbetul și voia bună, asta o știm de fiecare dată. Și a fost, totuși până la urmă, Igor, a fost o provocare pentru tine. Na, că n-avem ce să ascundem, da, a fost o provocare frumoasă, cred eu, da. Și te-ai descurcat, cred eu, foarte bine. Acum urmează și provocarea pentru Carolina. Ia uitați-vă cât este ea de sexy, frumoasă și sclipitoare. Dar cum se va transforma Carolina, vom vedea după un mic filmuleț pe care îl vom privi acum, să vedem cum au lucrat și ei la aceste două piese. Deși regizorul de sunet și Carolina Gorun de ceva timp erau gata de lucru, Igor Cuciuc s-a lăsat așteptat. Atunci când ai un program foarte încărcat, nu de fiecare dată reușești să fii punctual.
În cazul lui Igor Cuciu, care este pus mereu pe glume și șotii, apariția lui a șters orice urmă de nemulțumire a celor care îl așteptau. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Lia, Carolina! Cam un pic! Lina, Carolina, salutare! Bună dispoziție și câteva îmbrățișări prietenești au degajat imediat atmosfera și au început lucrul la piesele cerute de producători. Iar acel trililit i-a jucat festa și Carolinei Gorun. Mai scă, trebuie să mă ajuți acolo cu... Deci limba ascuțită și o pui aici deasupra dinților. Ia vă. Mai rar. Nu poți. Îți lămuresc. Fără telele. Ia să vedem textul dacă nu te bâlbui în text. Ca să joace fiecare. Până la urmă depășești situația, mai ales când ai și un profesor bun. Să știi că nu-i rău, tare bine, îmi place. Nu-i rău, dar o să trebuiască oricum să... Trebuie să intri pur și simplu în caracterul piesei. Eu un pic am emoții. Tu? Ai? Ai emoții? Da. Ia. Să iasă frumos. Nu trebuie să avem emoții când faci muncă. Pentru mine este când muzică populară este ceva mai diferit, dar totodată și plăcut, pentru că asta este ceea ce ne descrie pe noi, pe moldoveni, și undeva mă regăsesc anume după versuri, după strigăturile astea care sunt în toate piesele de muzică populară, și uneori știi cum, încerci să cânti, mai sunt și niște momente vocale care voi încerca de fapt să le fac în această piesă. Nu știu pe cât îmi va reuși, dar voi încerca. Voi fura de la Igor. Incontestabilul Igor Cuciu, care întotdeauna este pus pe glume. Uite că a venit momentul să ne cânte și muzică populară. Carolina, mult succes, îți țin pumnii, știu că nu este ușor. Haideți să vedem. Carolina Gorun și Igor Cuciu. Wow, ce transformare! Transformare fantastică! Bună seara, națiune! Bună seara! Bună seara, încă o dată! La mulți ani, Carolina, dragă! Mulțumesc! Cum ți s-a părut această provocare? A fost greu, ușor la imprimări? A fost mai greu la câteva părți ale piesei. Mai ales la același dirli, da! Am avut... Cum merge limba lui, vezi? Carolina, ești deosebit în această seară. Sper că mai revii la costumul tradițional vreodată. Cea mai mare plăcere. Acum rămâneți în scenă să ne încântați cu piesa pe care ați înregistrat-o și invităm dansatorii aici pe platou. În satul meu are o dobândă chincui, toba moldovanului. Foaie verde șundul tău, am un moș în satul meu, are o dobândă chincui, toba moldovanului. Fără toba nu-i cei mari, nu se fac și sărbătoare, nu se fac și nici în joc, fără toba la mijloc. Fără toba nu-i cei mari, nu se fac și sărbătoare, nu se fac și nici în joc, fără toba la mijloc. Bate toba tare, tare, tirili, tirili, ca să joace fiecare, tirili, tirila. Bate toba și din cuie, tirili, tirili, toba. Bate toba și din cuie, tirili, tirili, toba moldovanului, măi! Hai, bate toba mai ferminti! Dar lumea să ne ții în minte, hopșa și uite așa zi, măi! Hai, hai, da moșul meu s-a supărat și de dobă s-a lăsat, dar toți s-a dus s-a trezit, că nici lucru nu-a sporit, da moșul meu s-a supărat și de dobă s-a lăsat, dar toți s-a dus s-a trezit, că nici lucru nu-a sporit. Și-a venit cu mic și mare ca să-l roage fiecare să scoate toba din cuie, toba moldovanului. Și-a venit cu mic și mare ca să-l roage fiecare.
de topa, moșule. Dar să răspuni satili, hoția și uite așa la sine. Și de la bătrân lăsat, fără dobă nu se poate veseli. Ca la carte moșul meu m-a învățat. Și de la bătrân lăsat, fără dobă nu se poate veseli. Ca la carte moldovanului îi place să petreacă și să joace. Stă la inima oricui, toba moldovanului. Moldovanului îi place să petreacă și să joace. Stă la inima oricui, toba moldovanului. Bate toba tare, tare, tirlili, tirlili. Ca să joace fiecare, tirlili, tirlila. Bate toba și din cuie, tirlili, tirlili. Toba ne-au încântat sufletele Carolina Gorun și Igor Cuciuc. Noi vă mulțumim pentru această participare spectaculoasă. Carolina, eu nu m-am așteptat din partea ta. Sincer, nefocoasă, ca o moldoveancă adevărată. Toată această energie probabil a venit de la Igor, care mi-a dat așa un curaj și un optimist ca să cânt această piesă și să ne distrăm aici împreună cu toată lumea. Și ți-a reușit, vreau să spun acest lucru, ești foarte talentată, dezghețată. Mulțumesc. Și se potrivește foarte bine și folclorul, muzica populară, așa că Doamne ajută să ne mai revedem la Doru în emisiuni frumoase cu noi melodii de folclor. Să dea Dumnezeu! Dacă a spus-o Igor Cuciuc, Carolina, nu mai există alte aprecieri mai departe. Succes în continuare, felicitări, vă mai așteptăm. La mulți ani. Apropo, la mulți ani, poate mulțumim. Vedem și un nou duet pe bune deja, Igor Cuciuc, Carolina Gorun, cu muzică populară, desigur. Vă dorim succes în continuare și un an cât mai frumos, un an plin de succese, realizări frumoase, să ne bucurați pe noi spectatorii și vă rog și pe voi să vă retrageți în culise, pentru că, Aliona, urmează să invităm în scenă următorul duet cu o piesă de muzică ușoară. Exact, este iarăși o mare provocare. În general, această seară este o seară a provocărilor și o seară magnifică a transformărilor. Următorul duet, Ioana Căpraru, Laurențiu Popescu! Bună seara și la mulți ani! Bună seara și bine v-am găsit! Ați cântat vreodată muzică ușoară în tinerețe sau... Nu. Nu, niciodată. Deci este o premieră absolută. Absolut. Și asta se întâmplă, dragi prieteni, doar aici, la Moldova 1, în show-ul televizat Vedete în Duete. Și acum, piesa pe care au pregătit-o Laurențiu împreună cu doamna Ioana Căpraru! Undeva se adună anii între ieri și azi. Nu vedem cum trece timpul, clipa n-are ceas. Noi venim în lumea asta să ne bucurăm. Cât de amar ar fi viața, e frumos poem. Noi de ajuns nici când o viață ca să ne vorbim. Uite-n prag o dimineață, uite că albim. Trece ziua, trec și anii chiar pe lângă noi. Hai deschideți ușa casei, că venim la voi. Doar pentru voi, prieteni dragi, e seara plină de viori. Cântece și flori, să petrecem împreună. Veniți cu noi, prieteni dragi, surori și frați. Azi sărbătorile ne adună. Prin străini se duc ocorii, Doamne, cum se duc.
aș opri în ceruri norii, ca la ei să urc. Să-i întorc în seara albastră, să ne bucurăm. Cât de amară ar fi viața, e frumos poem. Doar pentru voi, prieteni dragi, e seara plină de vigor, cântece și flori, să petrecem împreună. Veniți cu noi, prieteni dragi, surori și frați, azi sărbătorile ne adună. Doar pentru voi, prieteni dragi, e seara plină de vigor, cântece și flori, să petrecem împreună. Veniți cu noi, prieteni dragi, surori și frați, azi sărbătorile ne adună. Cântece și flori, să petrecem împreună. Veniți cu noi, prieteni dragi, surori și frați, azi sărbătorile ne adună. Azi sărbătorile ne adună. Azi sărbătorile ne adună. Și Laurențiu Popescu! Laurențiu, ție, cum ți s-a părut această colaborare? Am fost onorat să mă aflu în această seară frumoasă, minunată, de sfârșit de an, alături de mult îndrăgita interpretă de muzică populară, bună mea prietenă și colegă, Ioana Căpraru. Într-adevăr, am avut emoții, pentru că fiind în scenă cu Ioana Căpraru, ai emoții. Sigur și doar emoții pozitive. Laurențiu, eu cred că transformarea urmează să fie și pentru tine, pentru că doamna Ioana chiar în această seară ne-a uimit din toate punctele de vedere. Atât de sprintenă, elegantă, frumoasă piesa pe care a cântat-o. Eu vreau să vă zic că merită toate aplauzele dumneavoastră. Sunt și eu curioasă ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat la imprimări și mai ales cum se va desfășura transformarea lui Laurențiu Popescu. Simțul umorului pentru Ioana Căpraru este ca o mănușă care îi vine foarte bine. Însă atunci când e vorba de lucru, se implică cu toată seriozitatea, mai ales când trebuie să cânți un alt gen de muzică pe care nu-l cânți în scenă. Doamne Ioana, când mai tare întâi piesa mea, prieteni dragi, da. Prima strofă cânt eu, a doua strofă mă ta, urmează refrenul. După refren este doar o strofă, e o jumătate de strofă și mă ta a doua parte. Da, a doua jumătate, da. Și refrenul împreună și finalul tot împreună. Da. Chiar dacă s-a implicat în această provocare cu toată responsabilitatea, oricum, sufletul îi este înrudit pentru totdeauna cu cântecul popular. Să știi că mie îmi place muzica ușoară. Fiind de la ceremonii cu Laurențiu, am încercat și eu să-l susțin cu vocea a doua ori. Mai cântam caravana, da, într-adevăr. Și toți din sală care erau, toți așa se uitau, uite, doamne Ioana, uitați-vă că aveți și dumneavoastră ceva tendință de a cânta muzică ușoară. Zic, nu, muzica populară totuși e mai aproape de sufletul meu, nu zic că nu-mi place muzica ușoară, dar muzica populară e mai aproape de mine și asta mă reprezintă. Dar doar ca provocare în proiectul acesta frumos de revelion, de sărbători, uite că am încercat cu Laurențiu să facem câte ceva care lumea să vadă că totuși artiștii noștri mai știu încă și altceva să cânte decât muzica populară. Laurențiu Popescu însă, deși a studiat și a pornit în lumea muzicii ca instrumentist de muzică populară, lucru mai rar știut de public, muzica ușoară este cea care l-a ademenit mereu. Eu am studiat la Ștefan Neagă, la Catedra de Muzică Populară, unde am studiat cobza. Deci am fost cobzar, sunt cobzar de meserie, la fel și la Academia de Muzică. Am cântat mulți ani în orchestra de muzică populară la Utare. N-am cântat cu vocea, am cântat la cobză, acompaniind alți soliști. Și Ioana Căpraru și Laurențiu Popescu cred că, indiferent de genul de muzică pe care îl cânți, important este... Dacă cânti în suflet, mesajul o să ajungă la spectator. Da.
Este atât de frumos, Doru, când se lucrează în tandem și se lucrează cu atâta omenie și bun simț. Și mi-a plăcut atât de mult cum a vorbit Laurențiu. Prima strofă cânti Mata, a doua strofă cânt eu, foarte frumos și cald. Uite, o astfel de colaborare. Așa cum spunea Vasile Olaru, un graiul moldovenesc. Exact. Și cu siguranță aceste colaborări vor rămâne mult timp în inimile interpreților noștri. Și eu sunt de aceeași părere, Aliona. Nu ne rămâne decât să-l invităm în scenă acum pe Laurențiu Popescu împreună cu Ioana Căbraru, pentru un costum autentic. Aplauze, Ioana Căbraru și bună Laurențiu seara Popescu. Bună seara încă dată! Bună seara! Ce transformare! Iată și noi am venit! Bun găsit! Laurențiu, ai visat vreodată să fii îmbrăcat așa de la cizmă până la pălărie? N-am visat, grație vouă. Sunt îmbrăcat așa autentic cum se îmbracă Ioana Căbraru. Dar eu am să zic da. Apropo, nu grație nouă, grație doamnei Ioana Căpraru, pentru că atunci când ne gândeam la repertoriul pe care l-am ales și vei cânta împreună cu Ioana Căpraru, eu știu că doamna Ioana este foarte exigentă la capitolul costumul orice tradițional. Și nu e vorba doar de costumul femeiesc, dar și costumul bărbătesc. Și atunci m-am gândit că nu poate fi altfel decât cizmă, ițari, cămașă și pălărie. Cu brâu, desigur, sau chimir. Bun, în cazul tău ești cu un brâu foarte frumos. Uite, așa este un costum autentic moldovenesc, așa este doamna Ioana. Eu altfel nici nu aveam să-i dau voie lângă mine. Vedeți? Am zis eu că doamna Ioana este foarte exigentă. Frumusețea acestui proiect constă și în faptul că toți interpreții au încercat să se ajute unii pe ceilalți cu partea vestimentară, cu sfaturi în cele ale muzicii, așa că suntem tare curioși să ascultăm ce ați plămădit și ați scop dumneavoastră în această seară. Ioana Căpraru și Laurențiu Popescu. Ia ca și eu am venit, n-am venit cu niciun rău, am venit că am vrut eu, măi. Și-am venit cu voi bun, cu cântecul împreună, tocmai de la Cotihana, să vă cânti azi Ioana. Mama mie când m-a făcut, eu sus la tot să le cânt. Să le cânt oamenilor, cânte și pe placul lor, măi. Și-am să cânt cânte și bune, ca să le știu drag la lume. Și-apoi cât o-i mai trăi, îmi iau o-i în veseli, măi. Ne-am luat și cântecul pe care-l cântăm acum, și-l cântăm cu drag de voi, să nu mai știți de nevoi, măi. Astăzi sare, sară mare, noi cântăm pe sărbătoare, hai paharul să-l șocnim, cu tot să ne veselim, măi. Țara asta-i mai frumoasă, că suntem cu toți la masă și să ne fiți sănătoși, la mulți ani și toți frumoși, măi! Ioana Căpraru și Laurențiu Popescu. Eu apreciez foarte mult prestația voastră. Laurențiu, ești bravo. Doamna Ioana, m-ați uimit, m-ați încântat în această seară. Jos pălăria pentru ținuta dumneavoastră, da, de la muzică ușoară. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. De muzică populară, nu mai zice. Principalul că ne-am ascultat unul pe altul. Da, da. El a vrut să fiu eu la muzică ușoară, așa cum mi-a plăcut lui, și eu am vrut să-mi placă așa cum vreau eu să îmbrace. Bravo, vouă, felicitări. La mulți ani, să aveți un an bun, prosper și Doamne ajută cu piese noi. Mulțumim. Nu vă spunem la revedere, vă spunem pe curând și la mulți ani! Toată lumea sărbătorește, toată lumea se bucură de aceste clipe minunate într-o noapte magică, noapte de Revelion. Este o seară în care toată lumea este foarte emotivă pentru că este ca un examen pentru ei și sperăm să apreciați eforturile lor. Au făcut-o doar pentru seara de Revelion, doar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, astfel încât această seară să fie una magică și unică. Așadar, să vină următorul duet. Îi invităm în scenă pe Igor Rusu și Diana Rotaru.
Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara! La mulți ani! La mulți ani în această seară minunată! Cum vi s-a părut provocarea, domnilor? Ia spuneți! Pentru tine, Igor, în primul rând, că tu urmează să dai examenul acum. Pentru mine, eu de fapt m-am obișnuit deja cu provocările lui Doru Guțu. Da, Igor este la a doua provocare, Igor e la a doua provocare deja. Dar în acest caz, uh-huh. eu vreau să spun că, nu știu, am o senzație că cineva ne ascultă telefoanele, cineva ne ascultă ceea ce vorbim noi cu Diana, pentru că noi deja aveam intenția de a face un duet. Înainte de acest proiect l-am contactat pe Igor și zic cu Igor, mi-aș dori foarte mult să cânt o melodie cu tine din repertoriul tău, o melodie de muzică populară. Și zice, Diana, tu știi, eu te invit să cântăm împreună de Revelion. Ce frumos. Zic, mamă, super, această surpriză a fost și uite că am ajuns împreună și suntem prezenți alături de voi, alături de toată lumea care este în această noapte cu noi. Tocmai de asta nimic nu este întâmplător și toată magia sărbătorii se întâmplă aici, la Moldova 1. Întotdeauna imaginea mea perfectă a unui bărbat care ar cânta muzică populară era așa cum arată Igor Rusu. Pentru că întotdeauna ne măgulea și ne cucerea... Eu încep să fiu deja și invidios. Te simți în plus? Și gelos. Și chiar las mapa, microfonul și plec. Diana, sau rămâi tu cu mine măcar. Eu propun așa, după acest proiect, eu cânt cu Doru și Aluna cântă cu Igor. Așa, va fi o nouă provocare. Da, iar da, pentru da. Mine... De fapt, este așa o vorbă, fiți atenți la ce vă gândiți, că ar putea să vi se întâmple. Asta e de bine, e de bine. E de bine. Stimați prieteni, pentru dumneavoastră, în continuare, vor cânta Igor Rusu și Diana Rotaru. Viața-i pentru tine. Când ești mic vrei să fii mare, când ești tânăr n-ai răbdare să vezi ce-o fi mâine. Și purtat mereu de vânturi, nu ai timp să stai pe gânduri cum se mai cuvine. Dar într-o zi când te trezești și vezi că nu întinerești, tu înțelegi că ce-a plecat nu mai revine. Viața, nu mai fi așa grăbită, drumul tău nu e atât de lung. Tot alerg de tine ispitită, dar din urmă nu te mai ajung. Viața, fii și tu mai liniștită, tinereța dragă nu fura. Nici n-ai fost de-a binelea trăită, dar tu viață te grăbești așa. Uneori din suferință, alteori din rea credință, nu-ți mai afli locul. Uiți că lumea e frumoasă, uiți de oameni și de casă, căutând norocul. Iar în viață se cuvine să rămână după tine, nu mai lucruri bune. Doar într-o zi când te trezești și vezi că nu întinerești, tu înțelegi că ce-a plecat nu mai revine. Viață, nu mai fi așa grăbită, drumul tău nu e atât de lung. Vreau să-ți văd privirea împlinită, dar din urmă nu te mai ajung. Viață, fii și tu mai liniștită, tinerețea dragă nu fura. Nici n-ai fost de-a binelea trăită, dar tu viață te grăbești așa. Viață,
să nu mai fii așa grăbită. Drumul tău nu e atât de lung. Vreau să-ți văd privirea împlinită, dar din urmă nu te mai ajung. Viață fii și tu mai liniștită. Tinerețea, dragă, nu fura. Nici n-ai fost de-a binelea trăită, dar tu, viață, te grăbești așa. Nici n-ai fost de-a binelea trăită, dar tu, viață, te grăbești așa. Igor Rusu și Diana Rotaru! Mulțumim frumos! O experiență inedită! Felicitări, este într-adevăr o piesă minunată și mulțumim încă o dată domnului Oleg Baraliuc, maestru care a mulțumit foarte mulți interpreți și le-a uns sufletul cu piese frumoase. Așa este. Urmează acum o transformare și o provocare pentru Diana Rotaru. Oameni buni, da, ceea ce vă așteaptă, nu ați văzut-o pe Diana în viața voastră și nu știu dacă o mai vedeți vreodată. Și nu știu dacă v-ați imaginat vreodată că Diana Rotaru va purta costum popular. Dar, mai întâi de toate, privim un mic filmuleț cu Diana Rotaru și Igor Rusu, cum au lucrat la piesele de muzică ușoară și cea de muzică populară. Deși Diana Rotaru este o fire spontană și curajoasă, în momentul înregistrării au copleșit-o emoțiile. Și cum altfel? Atunci când trebuie să cânți pentru o țară întreagă alături de Igor Rusu, un artist de marcă, foarte cunoscut și apreciat. Da, eu chiar am emoții, eu vreau să văd rezultatul deja astăzi, dacă tot ne-am întâlnit să înregistrăm. Muzica populară o iubesc foarte tare, dar la televizor, în duet, asta e o premieră pentru mine, dar și cu siguranță pentru toți telespectatorii care vor avea parte de o surpriză extra, mega, super! În orice situație, ea mereu este cu zâmbetul pe buze, iar vorbele ei pline de haz emană energie pozitivă și admirație. Eu când i-am zis mamei, zic, uite, Igor a ales să cântăm împreună, Cire și el. Mama zice, oh, asta e piesa mea preferată! Da. Vreau să spun că e primul meu text scris, da, de scris de mine, primul text. Nu știam chestia asta. Și, într-adevăr, eu țin foarte mult la piesa asta, sper să iasă ceva frumos. Da, de data asta mândruța-s eu. În opincuțe? Da. Nu, în general, eu mă imaginam, da, să mă îmbrac așa, într-un stil popular modern. Mă sună Tudor, producătorul, și zice, Diana, lumea încă niciodată pe tine nu te-a văzut în opinci. Este momentul să arăți lumii că tu de pe tocuri poți să cobori în opinci la țară, să fii o adevărată țărâncuță populară. Zic, ești sigur, Tudor, că vrei să mă vezi așa? Zice, Diana, nu eu, toată lumea vrea să te vadă așa. Asta nu înseamnă că noi te aducem la sapă de lemn. A, nu? Asta nu înseamnă că eu n-am dat cu sapa. Opincile, de exemplu, le-am încălțat prima dată, când eram micuță, atunci când cântam cu surorile Osoianu. Da, eu am debutat în lumea muzicii datorită Valentinei Osoianu și sunt super recunoscătoare. Și de atunci îmbrăcam costumele astea populare, da, cu opincuțe. Și uite, au trecut câți ani? Eu aveam 5 ani. Și zic, Doamne, uite cum trece timpul. Totuși pământul e rotund. Da. Te la opinci, ai ajuns iar la opinci. Da. Este un proiect foarte frumos și pentru telespectatorii noștri fideli, pentru admiratorii noștri, să facem o surpriză frumoasă. Da, se simte energia noastră debordantă prin muzica populară pe care o îndrăgim și o iubim. Diana Rotaru, Igor Rusu, ce poate fi mai frumos și mai intrigant decât să o vezi pe Diana Rotaru purtând straie naționale? O invităm în scenă acum pe Diana Rotaru și Igor Rusu! Wow! Uite ce sprintenioară e, ce repede vine ca o moldoveancă adevărată pe vârful! Diana, mie nu-mi vine a crede. Sincer îți spun, nu-mi vine a crede că ești îmbrăcată din cap până în picioare așa. Stă mai foarte bine și puțe, ești... Nu? Da, și ești neobișnuit de cuminte. Da, chiar, neobișnuit de cuminte. Așa sunt doar la bucătărie. Vai, ce frumos! Diana, tu gătești? N-am știut. Desigur, ca și tine, draga mea, pentru iubiții noștri, noi gătim. Tu pentru soțul, eu pentru viitorul soț. Ei, eu am o grădiniță întreagă, de asta... Da. Bun, Diana, cum te simți în acest costum? Cum a zis și Igor, ai pornit de la o pincă și te-ai întors iarăși la o pincă. Într-adevăr, mă simt foarte bine. Eu chiar aș dormi în costumul ăsta, nu l-aș întoarce. Da, surorilor Osoianu, le mulțumesc pentru această vestimentație. Mă simt ca o adevărată țărâncuță. Dacă pentru voi, Diana Rotaru, este o surpriză în costum popular, da, pentru costum este o surpriză, dar pentru faptul că ea cântă muzică populară, eu, de pildă, am mai văzut-o pe la petreceri private, unde am cântat împreună și știu că cântă foarte frumos și muzică populară. De asta urmează să ne convingem acum, în clipele ce urmează, Diana Rotaru și Igor Rusu. Zi-mă!
Căruța mea din sat, șasăre am înoptat, șasăre am înoptat, măi. Cu mândruța mea din sat, șasăre am înoptat, sub cireșul de la gard, măi. Cireșul cu frunza deasă, eu cu mândra mea frumoasă. Cireșul cu frunza lată, nimeni să nu ne vadă. Numai luna ca o coază m-a văzut la badea-n brață, m-a văzut la badea-n brață. Numai luna ca o coază m-a văzut la badea-n brață, cum ne iubeam cu dulceață. Ne iubeam, ne săruteam, măi, și de dragoste vorbeam, măi. Spuneam vorbele-n șoaptă, să n-audă lumea toată. S-a jurat luna pe nori că ne-am iubit până zori, că ne-am iubit până-n zori. S-a jurat luna pe nori că ne-am iubit până zori, sub cireșul plin de flori. Lasă jure și pe stele, eu țin calea mândrei mele. Să jure pe cer senin, măi, diseară ne întâlnim, măi. Dar lasă jure și pe stele, eu țin calea mândrei mele. Să jure pe cer senin, măi, diseară ne întâlnim, măi. Felicitări, Igor Rusu și Diana Rotaru. Foarte da, mulțumim. Mulțumim, mulțumim. Igor, ai avut dreptate, Diana a avut o prestație excepțională. Jucăușă tare de tot. Jucăușă tare de tot, așa cum este bine unii moldoveni. Dar tu ai văzut ce bine se mișcă artistul nostru iubit? Dar și tu te-ai mișcat foarte frumos, mai ales că porți opinci foarte rar în scenă. Da, sunt opinci, mărimea 36, curios, eu port 37, dar astea sunt perfecte pe talpa piciorului meu. Pentru că sunt din piele naturală și un pic se mai delată atunci când încalți. Așa este, piciorul. Da, da, da. Când e cazul, îmbrăcăm tot ce trebuie și scrâșnim din dinți, pentru că asta e riscul meseriei și întotdeauna când ieșim în scenă, suntem gata. În afară de opinci, eu zic că Diana a cântat foarte bine. Foarte bine. Și m-am simțit extraordinar în scenă alături de Diana Și Rotaru. Eu sunt onorată pentru această ocazie unică de a cânta împreună și de a dărui publicului. De ce unică? Unică în fața oamenilor, în fața telespectatorilor. Mai urmează. Mai urmează surprize în anul 2019, garantăm, promitem. Doamne ajută, la mulți ani și să aveți un an cât mai frumos. Și voi, la mulți ani! La mulți ani, că un vis împlinit, a Diana Rotaru de a cânta în duet cu Igor Rusu. Felicitări, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru participare în acest proiect și vă rugăm foarte mult să vă retrageți în culise. Iar noi, Aluna, urmează să-i chemăm pe cei care stau deja și așteaptă să vină cu nerăbdare în fața spectatorilor, pentru că vin să ne cânte o piesă de muzică ușoară. Exact. Duetul următor este unul special, pentru că este format din două doamne superbe. Pentru dumneavoastră vor cânta Cristina Scarlat și Silvia Zagoreanu. Bună seara, dragii mei. Bună seara, superbe. Bună seara, bună seara. Bună seara. La mulți ani. Wow, Silvia, nu mi-aș fi închipuit pentru nimic în lume. După consumul tradițional, de la o pincă până la năframa sau broboada pe cap pe care o porți de fiecare dată, să te văd cu așa look schimbat, categoric, radical, impresionant, eu nu știu, nu mai am cuvinte. Cum te simți în acest nou look? Ciudat! Silvia, vreau să spun că stă fantastic. Eu mulțumesc. Nu știu de ce am impresia că poate la anul viitor o să porți doar tocuri și pantaloni de piele și geacă de piele. Numai nu la cântecul popular. Siguranță, da, dar cine știe, poate urmează și alte provocări. Mai mare curiozitatea este atunci când o interpretă atât de cu minte, precum o știu eu, Silvia Zagoreanu, intră atât de organic într-un costum din piele. Bine, așa te-am cunoscut într-un eu. Într-un costum nu în stil niciodată. Rock. Exact, exact. Foarte frumos stă și sperăm că această provocare mulțumesc. Să vi se potrivească mănușă. Eu zic să ascultăm și piesa acum. Cristina Scarlat și Silvia Zagoreanu.
adâncă e apa ta. O simt intrând în inimă și încet mă ia, mă scufund în ea. Mi-ai promis că spre lumină vom cădea. Aveai un suflet descusut de inimi din trecut, ele noștri. Că fără lacrimi și veni, cu tot ce-i mai senin, te pot iubi. Soarele răsare și apune cu tine, mă arde și apoi mă alină, cum vrei tu. Aș smulge luna să nu ne desparte, fără ora aparte o iau de la început. Ți-am zis eu cred. Zagoreanu și Cristina Scarlat. Mulțumim! Fetelor, felicitări! A fost o realizare excepțională și piesa este foarte frumoasă. Bravo! Mulțumim frumos! Silvia. Eu vreau să zic, când am ascultat această piesă, mi s-a făcut pielea de găină. Sincer, Silvia, îți spun, acum pot să te superi pe mine sau nu, dar nu mi-am închipuit că atât de bine vei cânta piesa Cristinei Scarlat. Tu ai ales-o. Eu am ales. Înseamnă că ai intuit ceva. Să fac tot felul de intrigi și provocări și până la urmă toate
pornirile tale sper să fie cu succes, nu doar pentru această minunată emisiune, să fie și pentru noi. Da. Cu siguranță, pentru că aceste provocări ne ajută să ne depășim limitele. Exact. Să vedem provocarea pentru Cristina Scarlat, pentru că urmează și ea să ne uimească cu o piesă de a Silviei Zagoreanu, dar după un scurt filmuleț pe care îl privim în continuare. Silvia Zagoreanu, interpretă de muzică populară și romanțe, dar dacă ar fi să îi se dea o noțiune mai simplă, ar fi una legată de folclor și tradiții, cele care au determinat prezența ei pe scenă. Este și prezentatoare de emisiuni TV, unde promovează folclorul, tradițiile și costumul autentic moldovenesc. Nimic nu ar putea să-i distrugă dragostea pentru cântecul popular, dar fiind provocată să cânte în duet cu Cristina Scarlat o piesă de pop rock, ea a acceptat cu plăcere. Cristina Scarlat, o fire sensibilă, inteligentă, stilată și foarte talentată. De această dată, bătuta Silviei Zagoreanu și costumul autentic sunt una din cele mai mari provocări pentru Cristina Scarlat. Dar omul talentat reușește să facă față în orice situație. Aliona, eu mă întreb, dacă am văzut-o pe Silvia Zagoreanu într-o transformare spectaculoasă, radicală, da. Acum stau și mă gândesc, cum se va transforma Cristina Scarlat? Sunt sigură că și transformarea Cristinei ne va surprinde, că Silvia a știut să o îndrume. Și mama Cristinei. Tocmai de asta. Și atunci, dintre două gospodine, nu cred că Cristina va veni acum în blugi și cu maiou cu paiete pe el. Cu siguranță, așadar să le invităm în scenă pe Silvia Zagoreanu și Cristina Scarlat. Wow! La mulți ani, încă o dată, fetelor! Ce frumos! Arată bine Cristina, nu? Cristina, ești deosebit de frumoasă. Mulțumesc. Și apropo, stă foarte bine în costumul național. Foarte trebuie bine. Trebuie să-mi schimb. Și te prinde și broboada. Să arătăm această minunăție de pe cap. Semanele femeie, câte șmecherii cunosc, anume atunci când... Și asamblează această broboadă, da. Da, da, și broboada are, nu știu, sunt anumiți pași, e o muncă tare mare. Bun. Pentru că și în moda de zi cu zi toți sunt pași foarte mulți. Nici chiar așa. Fondul de ten, apoi culoare, apoi ruj, apoi gene, sprincene. Doru, nu te băga în zona asta că te păpăm. Să nu intrăm în detalii, eu zic să rămânem la cântec, la cânticul popular, interpretat de Cristina Scarlat și Silvia Zagoreanu. Să-și vini horili, gândiți în chișoarele la pământ cu tarpa goală. Să sară zama de oală. Ai, ai, sărașii chișoare moi, vă dați cât bani peste voi. Cât în zâmă de când joc, cu bani codine de lor. Și-am să joc până-n sără, că a intrat în joc, vă dea, mă. Și se prinde lângă mine și mai mândră-n sat îți iau că joc lângă badea eu. Badea eu-i cu ițar și din neam de gospodari, mă. Hai, hai, paie merg ușindu-l dău. Eu când joc cu badea eu, toată lumea ne vrește. Știi că joc pe moldovinesc. Așa joc cu bătrânesc, joc cu eu moldovinesc, mă. Jocul ăsta-i de codren, ca la noi la moldoveni. Așa joacă satul meu, șanse joc bădii și eu. Așa-i jocul scuturat, tot cu foc și la pasat. Joacă fete și flăcări și tine și moșneșii. Așa-i jocul scuturat, tot cu foc și la pasat. Ai, ai, baie verde de satare. Joacă satul până-n sară, până-n sară joc și eu. Când mă învârte badea eu. Când ne-ar da la catrință
Scarlat și Silvia Zagoreanu. Bravo, fetelor! Mulțumim! Foarte frumos. Cristina, bravo, Cristina, nu, Cristina, Silvia, Cristina. Silvia, bravo, pentru că ei au avut răbdare și cu mine și cu broboada și pentru mine a fost o experiență, eu recunosc foarte complicată. Da, tu câtă răbdare ai avut cu mine, Doamne. Că trebuie să recunosc, Cristina, că semeni foarte, foarte mult cu maică-ta, mai ales după ce ai pus costumul național popular. Mulțumesc. Apropo, ziceam că toată lumea zicea că seamănă foarte mult cu mama. Și mi-a venit ideea să o provoc pe mama să se fac și ea blondă. Da. Asta ar fi. Să faceți o piesă rock, asta ar fi. Da, și o piesă rock. Până la o nouă provocare. Da, da, noi vă mulțumim foarte mult și chiar suntem cu Cristina bucuroase că am ajuns în acest proiect și eu vă mulțumesc vouă, în primul rând, pentru această idee. Eu mulțumesc, Teodor, pentru această provocare, mulțumesc, Silvia, pentru tot ce m-ai învățat și voi, dragi telespectatori, să aveți un an 2019 plin de provocări frumoase. La mulți ani! La mulți ani! La mulți, la mulți ani, ani și vouă, succese, realizări cât mai multe, vă așteptăm de fiecare dată cu noi piese. Poate cu un CD, de ce? Mulțumim, poate, Doamne ajută! Da, Cristina, poate revii la Cânticul Popular și în alte situații. Noi, Aliona, urmează să invităm în scenă următorul duet. Da, iarăși un duet extraordinar și special, pentru că este format din doi domni. În această seară au venit cu ceea ce au ei mai frumos, cântecul. Și, în continuare, eu zic să-i invităm în scenă pe domnul Mihai Ciobanu și Vitalie Dani. Bună seara și la mulți ani! Bună seara! Bună seara, la mulți ani, cu bucurii! Doamne ajută! Ce frumoși sunteți, ce eleganți! Domnul Mihai ne-a sortat în această seară. Cei mai frumoși din Bujor! Exact! Acum laudă-mă gura, dar da, suntem pământeni, suntem din același sat cu nume de floare. Felicitări pentru această provocare. Cum vi s-a părut dumneavoastră, în primul rând? Că nu știu dacă ați cântat muzică. Ca un vis, ca o poveste. Așa precum ne-am dorit și noi și domnul regizor. S-a gândit să fie frumos și cred că frumos va fi. Cu siguranță. Domnul Dani, a fost greu, ușor? Într-adevăr, a fost un vis care a devenit realitate, să cânt alături de marele Mihai Ciobanu și o melodie de-a mea să fie interpretată de marele Mihai Ciobanu. Vreau să-i mulțumesc și pe această cale. Foarte frumos. Doru, eu chiar te rog pe viitor să mai faci provocări de genul ăsta. Neapărat, voi ține cont de dorințele voastre și totodată mă voi gândi ce fel de provocări, pentru că nu-mi place să repede fiecare dată să fie aceeași provocare. Și dacă este o provocare acum pentru domnul Mihai Ciobanu, cântând în duet cu Vitalie Dane, haideți să ascultăm această frumoasă melodie. Încearcă la greu, când visele se pierd în regrete, el îți dorește binele tău. Prietenul rămâne prieten, chiar dacă ești pe drum rătăcit. El te ascultă, el te înțelege, lovește în spate nici când. El te ascultă, el te înțelege și nu lovește în spate nici când. E dor de voi, prieteni buni, e dor de voi, e dor de casă și străbuni. E tare dor, o viață dacă aș mai avea pe acest pământ, eu dragostea o voi cânta. Și dorul sfânt, e dor de voi, prieteni buni, e dor de voi, e dor de casă și străbuni. E tare dor, o viață dacă-ș mai avea pe acest pământ, eu dragostea o voi cânta. Și dorul sfânt, la 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 la. Cuvântul lui ce nu l-ai rostit.
El jumătate-ți ia din durere, iar bucurii îți dă înzecit. Prietenul rămâne prieten când inima îți cântă de dor, când dragostea îți scrie cuplete. Prietenul nu stă în calea lor. Când dragostea îți scrie cuplete, prietenul nu stă în calea lor. E dor de voi, prieteni buni, e dor de voi, e dor de casă și străbuni. Mi-e tare dor, o viață dacă aș mai avea pe acest pământ. Eu dragostea o voi cânta și dorul sfânt. Mi-e dor de voi, prieteni buni, mi-e dor de voi, mi-e dor de casă și străbuni. Mi-e tare dor, o viață dacă aș mai avea pe acest pământ. Eu dragostea o voi cânta și dorul sfânt. La 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 la. Mihai Ciobanu și Vitalie Dani. Eu cred că și următoarea provocare este una frumoasă. Stimați telespectatori, vă invităm să vedeți cum au lucrat împreună la cele două piese, după care vedem și provocarea pentru Vitalie Dani. Da, să fim mai atenți la pronunțarea cuvântului, ca să fie clar. Și aici am vorbit. În loc de dar, da. Da, mă rog de sănătate. Da, mă rog de sănătate. Da. Mihai Ciobanu este unul dintre artiștii consacrați care are o bogată experiență de viață și profesională, iar sfaturile și înțelepciunea domniei sale sunt de neprețuit. Părerea mea e că fiecare cânt ca interpretului îi stă bine celui care a scos pentru prima dată cântul la ureche sau la privirea autor-interpretului și la public. Și e sigur că ce ia omului, ia omul. Și trebuie să fie numai așa, pentru că cum o sunt interpretul, că până la urmă sunt trei componente. Cuvintele, muzica și interpretul. Eu nu mai zic și de aranjamentul cânticului, că și el câteodată deviază de la gând și de la simțul interpretului care îl scoate, care îl cântă. Și sigur că m-aș bucura să fiu într-un gând și într-o inimă cu Vitalie, care îl cântă destul de frumos și bine și pătrunzător, adică ajunge la inimile oamenilor. Și o să mă străduiesc să fac față. Pentru Vitalie Dani, provocarea de a cânta cu Mihai Ciobanu a fost ca un mic examen. Este o mare onoare pentru mine să interpretez o melodie de a lui Mihai Ciobanu. Deja este o mare realizare pentru mine ca interpret. Majoritatea melodiilor le cunoșteam pe de rost. Este o provocare pentru mine. Dar este o idee foarte frumoasă, felicitări pentru cei care au gândit acest proiect și astăzi eu și toți colegii mei de muzică ușoară suntem alături de cei mai valoroși, cei mai buni interpreți de muzică populară de la noi. Mulțumim! La mulți ani! Mihai Ciobanu și Vitalie Dani. La mulți ani încă o dată și bună seară și bine ați revenit cu această transformare vestimentară. Ei, Vitalie, acum, cum se spune, curaj găină cât te tai. A venit momentul să treci și tu prin provocare, să ne cânți o piesă în duet cu maestrul Mihai Ciobanu. Vestimentația este ca unui haiduc, arătați extraordinar, îmi place tare mult. Și nu mă îndoiesc că domnul Mihai l-a ajutat pe Vitalie la vestimentație. Nu l-am ajutat, el e vrednic, se ajută singur pe dânsul și-i bravo. Ce frumos cuvânt ați spus, vrednic, de mult nu l-am mai auzit, da. Frumos. Într-adevăr m-a ajutat domnul Mihai Ciobanu și la cântat și la costumație și mi-a spus multe secrete și mi-a spus multe lucruri de care trebuie să țină cont. Să nu spui secretele la nimeni. Deci le știm doar noi doi. De care trebuie să țină cont un cântăreț de muzică populară și am înțeles că e destul de greu și destul de complicat, dar e și frumos să cânți muzică populară și cântece populare. E frumos să cânți cântece din folclor, dar și cântece de autor, așa precum cântăm astăzi. Da, mai ales când are cine să le asculte.
Așa ce este. Frumos este atunci când cei din generația mai coaptă dau sfaturi și ne învață multe lucruri. Eu o să profit de ocazie și atunci când o să vă întâlnesc prin satul Bujor, o să vă întreb și eu de secretele alea pe care le-ați spus lui Vitali. Trebuie să mergem mai des. Neapărat! Așa este. În continuare vă ascultăm! Frumoși și curați ca lacrima, așa mi-au fost anii de cândva. Cei de azi scut de toate, da, mă rog de sănătate, anii cei mai dragi din viața mea. Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetilor, anii mei frumoși ca dragostea. Bine-i că sunt sănătos, că mai vine-mi plac și un om frumos. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și nu-i mai uiți, anii cei mai dragi din viața mea. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și nu-i mai uiți, anii mei frumoși ca dragostea. Doamne, bine-i că mi-ai dat copii, mai vin ei cu niște bucurii. Fericite-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericite-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii mei frumoși ca dragostea. Voi tot cânta așa mereu, lângă voi și bunul Dumnezeu. De n-aș putea să duinesc, cine-a ști că mai trăiesc anii cei mai dragi din viața mea. Și de nu puteam cânta, lumea de mult mă uita, anii mei frumoși ca dragostea. Anii mei ca niște flori, toți i-am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. Anii care mi-au rămas, la nevastă am să-i las, anii cei mai dragi în viața mea. Minunatul duet Vitalie, Dani și Mihai Ciobanu. Mulțumim frumos! Doamne ajută și la alte proiecte tot atât de interesante. Mai avem încă câteva duete, da, pe care urmează să le invităm aici în scenă, la fel cu Transformări frumoase. Exact, suntem tare curioși să vedem cum se va descurca în muzica ușoară următorul duet. Adriana Ochișanu și Aurel Chirtoacă. Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună seara, la mulți ani, la mulți. Ce apariție sexy și provocatoare, super, super tare. Asta tu trebuia să spui, de fapt, că îți dai seama dacă mie, ca unei femei, mi-a căzut maxilarul, ce zic bărbații acum? Eu am rămas acum fără cuvinte. Nu am văzut-o pe Adriana niciodată așa. Nu mai văzut, mai văzut doar cu fuste lungi, da, da, cu pantaloni, catrință, da, catrință, da, costum popular. Totul este la pachet și cu afură. Astăzi este altceva, astăzi este sărbătoare, este Revelionul și am zis și eu... Transformarea trebuie să fie pe măsură. Da, trebuie să fie pe măsură, e provocare, și e provocare. Să fie exact provocare, într-adevăr. În continuare, pentru dumneavoastră vor cânta Adriana Ochișanu și Aurel Chirtoacă. Muzica.
încearcă să înțelegi, nimic perfect în aste lume. Doar cu tine pot ceva să schimb în viața mea. Te zici că mă iubești, hai spune. Eu nu mai vreau să ne certăm. Eu te iubesc, îți jur că te iubesc, și în ochi eu te privesc. Tu iarăși nu mă crezi pe mine. Numai tu ești vinovat și tu, că ne-am îndrăgostit, că ne-am îndrăgostit, știm bine. Te iubesc, îți jur că te iubesc, și în ochi eu te privesc. Tu iarăși nu mă crezi pe mine. Numai tu ești vinovat și tu, că ne-am îndrăgostit, că ne-am îndrăgostit, știm bine. Cine e în viața ta mai bun ca mine? Iubito, hai să ne împăcăm. Eu te iubesc, îți jur că te iubesc, și în ochi eu te privesc. Tu iarăși nu mă crezi pe mine. Numai tu ești vinovat și tu, că ne-am îndrăgostit, că ne-am îndrăgostit, știm bine. Te iubesc, îți jur că te iubesc, și în ochi eu te privesc. Tu iarăși nu mă crezi pe mine. Numai tu ești vinovat și tu, că ne-am îndrăgostit, că ne-am îndrăgostit, știm bine. Vreau să ne certăm. Iubito, hai să ne împăcăm. Eu te iubesc, îți jur că te iubesc, și în ochi eu te privesc. Tu iarăși nu mă crezi pe mine. Numai tu ești vinovat și tu, că ne-am îndrăgostit, că ne-am îndrăgostit, știm bine. Te iubesc, îți jur că te iubesc, și în ochi eu te privesc. Tu iarăși nu mă crezi pe mine. Numai tu ești vinovat și tu, că ne-am îndrăgostit, că ne-am îndrăgostit, știm bine. Împăcările, sărutările, provocările de la mine, așteptările, alinterile, gelozile de la tine. Împăcările, sărutările, provocările de la mine, așteptările, alinterile. Adriana Ochijanu și Aurel Chirtoacă. Bravo, felicitări! Deși ați spus frumos că ați imprimat într-un timp record, a ieșit extraordinar, de parcă ați cântat piesa asta toată viața. Ne bucurăm nespus de mult. Sigur, și cel mai interesat că în această piesă ne regăsim ambii. Și, din... și a fost o plăcere să lucrez cu tine, Aurel. Ușor, am imprimat foarte repede. Imaginez. Ce să zic, sper deja celor care ne-au urmărit să le plac. Adriana, astfel, acum să te întreb. Tu, cum te simți în acest look? Cum te simți în această provocare? Ca o regină, măi, Dorule, ca o regină. Aplauze pentru regina Adriana Ochișanu. Urmează, Aurel, să te vedem și pe tine deja în provocarea muzicii populare, nu înainte de a privi acel filmuleț, unde voi ați lucrat împreună la piesele pe care le-ați imprimat. Pentru Adriana Ochișanu, ziua a început cu ghinion. Nici de cum nu putea să ajungă la studio pentru că nu găsea un loc de parcare din cauza unei reparații de drum din preajma studioului. Ea însă are un simț al umorului deosebit, de aceea depășește ușor situațiile de stres, cu zâmbet și has. Vine iar anul ăla. Parcat mașina. Tricercuri am făcut. De această dată însă nu era singura pusă pe glume. Și Aurel Chirtoacă tare bine știe să le mai spună. Hai. Da. Eu aici, asta este varianta, da? Uite, doar cu tine pot ceva să schimb în viața mea. Asta eu când. Deci, da, da, așa, corect. Iată așa zic. Da, așa, a, asta când tu. Dacă îmi dai 200 de lei, când eu prim. Dar asta oricum îți rămâne. O, mamă, lipa, Dumnezeu. Pentru 200 de lei. Dacă nu-i jelești. Simțul umorului pe care îl are Adriana Ochișanu și Aurel Chirtoacă au degajat foarte repede atmosfera de lucru. De-a de să ne uităm și la tine în piesă. Deci, când spun eu, tu când prima strofă,
Eu după tine și refrenul împreună. E bine așa? Gata-i. Așa. Domnule, mergem. Mergem. Gluma e glumă, dar lucru e lucru. Ambii fiind foarte talentați, au reușit destul de repede și bine să înregistreze piesele, chiar dacă au avut puțin timp la dispoziție. Fiecare interpret își simte piesa și la fel ca și Aurel și eu îmi fac grijă pentru piesa lui și el la fel își face grijă pentru piesa a mea, pentru că e foarte greu să treci la o extremă la alta, să cânti non-stop muzică populară și să treci peste noapte și să cânti muzică ușoară și invers, și populară și invers. Este foarte complicat, dar eu cred că m-am descurcat, ce zici. Eu cât te-ai descurcat de tot, te-ai descurcat de minune. Da, pentru că pentru mine a fost, mi se pare că mai dificil după muzică ușoară să trec în muzica populară. Oricum este diferență, e altă stil, altă muzică. Măcar că mie îmi place foarte mult muzica populară, măcar că o acompaniez și mă simt bine. Dar uite că când vine rândul de interpretat, oricum, sunt niște șmecherii, niște lucruri, care detalii care trebuie să le cânți, să le auzi și să le practici cât mai des. La zi la lume ți-am dat și ore de canto. Și ore de canto și ore de strigături mi-ai dat. Și strigături. Da. Și eu câte ceva am învățat. Dintr-o lecție. Respect. Eu deja i-am dat banii, eu am achitat lecția. Da. O oră am achitat-o. Dar eu sunt foarte șmecher. Am promotat bani. Nu, eu am luat înainte de lecție. Înainte de lecție am luat bani înainte. Eu habar n-avem ce o să fie în timp ce. Dar o experiență absolut minunată. Îmi place întotdeauna când încerc ceva nou. E un proiect inedit pentru noi, este ceva special și eu sunt sigură că o să fie ceva frumos și publicul și telespectatorii o să se uite cu sufletul la gură la acest proiect în cadrul Revelionului. S-a lucrat foarte frumos și dinamic și s-a râs foarte mult, probabil, așa cum am văzut în filmulețul pe care l-am urmărit. Noi invităm în scenă, ca să ne spună mai multe, pe Adriana Ochișanu și Aurel Chirtoacă. Foarte frumos costum, Adriana, fantastic! Mulțumesc frumos! Și Aurel, ești splendid în costum național, stă foarte bine, ba de pălărie nouă, tu mi-ai rupt inima în două, măi! Ba de pălărie nouă, da-di-da-di-da-di-da-di-da, tu mi-ai rupt inima în două, da-di-da-di-da-di-da-di-da. Ia ca și se întâmplă când se întâlnesc trei artiști în scenă. Frumos. Măi, până la urmă, astea sunt momentele frumoase care rămân în amintirea interpreților. Și cel mai frumos este că din această colaborare a rezultat o piesă fantastică, un duet pe care abia așteptăm să-l ascultăm, dragi telespectatori, Adriana Ochișanu și Aurel Chirtoacă. Păi zi una de învârtit, că jocunii drag, dar roată în șirac. E roată, roată și răduț, să mă prindem cu drăguț, starostii de joc, măi sunt foarte noroc. Dar hai poftiți la sârbă, roată, roată, să-o învârtim pe din bătrâni la sată mai mare. Ce mândesc nu va veni când o joacă, și voi bune vor cu toți să fac mai mari. Strânge roada la mijloc, băsmăluța sus, măi, până la trei s-o dus. E vezi sub mână șarpuit, strângă babea ragușet, ușur el s-a lătat, măi, să nu vă încurcați. Dar hai poftiți la sârbă, roate, roate, s-o îndurtim că-i din bătrâni la sată, măi, măi.
Ce mândriți moldovenii când o joacă. Și voie bună vor cu tot să-l fac mai mai. Și tot așa și nu așa. Dar îi mândresc sârmanea mai. Vino mândru lângă mine, să jucăm jocul mai bine. Când la sârb mă înșin, parcă pământul natin, și-apoi iar lin, de mândra mă țin. Ei, dar el parcă pocopus, fluture Batista sus, pe sub mâna lui, mai roata jocului. Dar hai poftiți la sârbă, roate, roate, s-o învârtim cât din bătrâni la sate mai mari. Ce mândriți moldovenii când o joacă. Și voi bune vor cu tot să fac mai mai. Dar hai poftiți la sârbă toți perete, cu batidoba după scripta veche mai mai. La zi de sărbătoare o joacă satul, ca și vrutul pe un mar pe altul. Aurel Chirtoacă și Adriana Ochișanu. Aurel, părerea mea este că totuși sfaturile Adrianei ți-au prins bine. Mi-a prins bine și sfaturile, mi-a prins bine și uite și portul ăsta. Și Adriana i-au prins bine 200 de lei. Ai, ce să mai, m-au prins, da, chiar da, m-au prins da. Bine 200 de lei. Dar eu voi zice că, știi, nu știu cum așa mi se pare mie, că am să-mi fac eu un costum de ăsta să fie chiar al meu. Mărgele, ui. Cu mărgele, da. Mărgele, da, dai frumos, frumos, foarte frumos. Mărgele și da. Cu luciu, așa să fie frumos. Da, da, finuț. Finuț. Nu tare strălușească, care mei acasă. Apropo, Adriana, este deja la a treia provocare. Așa este, da. Prima provocare a fost la Cine vine la noi și Adriana a fost în costum de polițistă. Îți amintești? Da. Așa. A doua provocare a fost la atunci când am cântat în duet cu prezentatorii de televiziune. Așa. Și astăzi ești la a treia provocare. Înseamnă că te mai așteptăm. Cu mare drag. Sper că anul ăsta să avem și noi o provocare. Ce Doamne ajut! Mă, luați seama că bărbatul e acasă. Dar și femeia e acasă și noi ne cunoaștem. Asta este foarte bine că... Asta este foarte bine când fiecare știe locul lui. Absolut. Sunteți doi colegi de scenă minunați și vă dorim tot binele din lume și un an frumos aveți. Și vă rugăm să vă retrageți, iar noi invităm în scenă un alt duet impresionant în această seară. Sunt foarte curioasă să-i aud cântând muzică ușoară. Nicolae Cipotaru și Anișoara Puică. Bună seara, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bună, bună seara, seara, bine v-am găsit. Bine v-am găsit și la mulți ani. Este o seară extraordinară, într-adevăr, în acest studio al dumneavoastră și mă simt extraordinar de bine și comod cu această minunată interpretă, prietena mea, colega mea, Anișoara Puică. Domn Cipotaru, acum provocarea este pentru dumneavoastră să cântați așa împreună este, cu da. Doamna Anișoara Puică o piesă de muzică ușoară și atenție, domnul Nicolae Cipotaru niciodată nu a cântat muzică ușoară. Așa este, pentru prima dată în viața mea n-am cântat chiar nici la o nuntă, să zic, acest gen de muzică, pentru că tot timpul am propagat și am cântat cântecul nostru popular. Dar astăzi să încercăm, știți, este o vorbă, încercarea vine în noare. Exact, așa că da. Doamne ajută! Mare provocare! Doamne ajută, succes! Într-un jazz bun! Mulțumim! Totdeauna eu te-aș iubi,
totdeauna mi-ar fi dor de tine. Viața mea toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Viața mea toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Dacă singură eu m-aș trezi, dacă tu n-ai mai fi lângă mine, totdeauna eu te-aș iubi, totdeauna cu gândul la tine. Dacă nimeni pe lume n-ar fi, dacă stelele toate s-or stinge, totdeauna eu te-aș iubi, totdeauna o lacrimă ar curge. Viața mea toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Viața mea toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Anișoara Puică! Nicolae Cibotaru! Felicitări, a fost un duet superb, așa cum este și această piesă. Mulțumim, mulțumim tare mult. Să știi că chiar mult suflet am pus. Eu propun să vedem cum au lucrat la aceste două piese, doamna Anișoara Puică și domnul Nicolae Cibotaru. Apoi vom vedea provocarea pentru doamna Puică, deja în costum tradițional, cântând o piesă de muzică populară. Anișoara Puică și Nicolae Cibotaru, două nume sonore în muzica autohtonă, au acceptat această provocare foarte entuziasmați. Cu toată seriozitatea, imediat s-au și apucat de lucru. Iată, hai prieteni să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm cât mai suntem. Cât mai suntem. Cât mai viață avem. Și atât. Dar la melodie viața mea tot iubire. Eu zic să încep eu prima. Așa, pentru că... pentru că e melodia mea. Melodia ta, da, melodia, da, da, corect. De muzică populară. Apoi următoarele două rânduri... din eu, da. Punem puțin vocea în... la lucru, la lucru. La lucru, da. Se lucră, măi, se lucră. De dimineață, da, până seară. Să cântăm nițel în stil e clasic. E un proiect atât de frumos. Da, e foarte frumos proiect. Se lucră bine. Mi-a plăcut foarte mult. Anișoara Puică mereu a impresionat publicul și prin ținutele de scenă, una mai frumoasă și mai elegantă decât alta. Costumul autentic însă pentru ea, de această dată, rămâne a fi chiar o provocare. De obicei ies în
totdeauna în costume stilizate. Acum nu știu. De data asta o să trebuie să fii și la costum absolut național. Absolut trebuie să fie autentică, nu știu, niciodată n-am fost cu vreo boabă de asta frumoasă în cap, în opinci, încălțată, idei trebuie, nu am. Da. După ce au pus totul la punct, au trecut la proba microfoanelor, care a început pe o notă de glumă. Eram în Italia, în turneu. Așa. Și făceam înainte de concert proba, știi, aparatul, puneam microfoanele și... Și eu cântam acolo Santa Lucia și Hai mândru la horă. Da. Și cântam un strof, știi? Hai mândru la horă, li-li-li-li-li-li. Și a douăza când ne-a luat de la hotel, el zice, buongiorno Nicola, udui trei prova, li-li-li-li-li. E o provocare destul de interesantă și mai ales pentru mine personal, pentru că eu pentru prima dată încerc acest gen de muzică. Și sper că împreună cu Anișoara, pe care o stimez foarte mult și este o cântăreață minunată, cu ajutorul ei și cu povața ei și cu sprijinul ei, ne va reuși. Vreau să vă spun că atunci, pentru prima dată când m-ați telefonat și m-ați invitat să particip și eu în acest proiect, nu știu de ce, dar intuiția m-a dus anume la Nicolae Cibotaru. Pentru că probabil suntem, mă rog, cu ani, așa să spun, împreună, înainte mergem și timbrurile vocale, nu știu, mi s-a părut mie că sunt compatibile. Anișoara Puică și Nicolae Cibotaru. Bună seara! Bună seara! Smărândiță din Zăvoi, ce frumos vă stă la noi! Extraordinar, mi-a plăcut foarte mult! Foarte frumos, foarte frumos și baticul tot vă vine perfect. Eu nu știu cum se întâmplă. Această ținută. Vreau să-i mulțumesc foarte mult doamnei Veta Ghimpu Munteanu pentru că a fost receptivă, drăguță și am mers acasă. Și uite, din cap până în picioare m-am îmbrăcat în acest costum frumos. Cel mai greu mi-a fost să-mi așez cocul ăsta și cu baticul ăsta în cap. Ba-mi reușea, ba-nu-mi reușea. Și până la urmă Veta mi-a zis că baticul ăsta spune multe la gospodine, știi? Aha. Și nu știu, în seara asta parcă... Semănația gospodina autentică, vă spun eu. Am reușit, nu? Da. Ei, și acum nu ne rămâne decât să vedem ce a ieșit. Scena va aparține domnilor Anișoara Puică și Nicolae Cibotaru. Viață, cine te-a făcut? Numai Domnul a putut. Tot el a făcut pământul, luna, soarele și cântul. Viață, cine te-a făcut? Numai Domnul a putut. Tot el a făcut pământul, luna, soarele și cântul. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm mai suntem, că numai o viață avem. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm cu lăutare, că-i pe deseducanii. Viața e frumoasă tare, ca ea nu e nicio floare. De n-ar fi pe lume dor, toate ar trece mai ușor. Viața e frumoasă tare, ca ea nu e nicio floare. De n-ar fi pe lume dor, toate ar trece mai ușor. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm cât mai suntem, că numai o viață avem. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm. Să cântăm cu lăutarii, că repede se duc anii. Omule, cât mai trăiești, doar la bine să gândești, că așa e dat de sus, când e uiți viața s-o dus. Omule, cât mai trăiești, doar la bine să gândești, că așa e dat de sus, când e uiți viața s-o dus. Hai, prieteni, să cântăm și să ne
mai bucurăm, să cântăm cât mai suntem, că numai în viața avem. Hai, prieteni, să cântăm și să ne mai bucurăm, să cântăm cu lăutarii, că repede se duc anii. Anișoara Puică și Nicolae Cibotaru. Felicitarea a fost un deget. Mulțumim și așteptăm nota. Până la urmă, aprecierea rămâne la discreția publicului. Cu siguranță ei au apreciat aceste experimente din această seară. Noi vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat să fiți parte din acest proiect minunat în seara de Revelion la Moldova 1. Și vă dorim un an frumos și plin de realizări. Mulțumim foarte mulțumim mult. Mulțumim tare mult. La mulți ani. La fel la și la toți spectatorii. Doamnelor și domnilor, pentru că fiecare provocare are un început, dar și un sfârșit, uite, ăsta a fost ultimul duet pentru această emisiune, acest show de televiziune, Vedete în duet. Dar emisiunea nu se termină aici. Ansamblul de dansuri populare Hora Mare din Cricova vor veni cu o suită de dansuri pentru dumneavoastră. Hora Mare. Conducător artistic Denis Gânga.
dansatorilor de la Hora Mare. Cu siguranță că anul viitor va fi unul bogat pentru voi. Eu vreau să le mulțumesc celor care s-au implicat în organizarea și în crearea acestui minunat proiect. Este vorba de Ion Condrea, Sergiu Teacă, Valentin Șchircă, Ion Timotin, Iurie Spătaru, Oleg Baraliuc. Maestre, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați ajutat și de această dată. Sergiu Cabătut și de asemenea vreau să le mulțumim surorilor Osoianu, doamnei Iveta Ghimpu-Munteanu, domnului Antip Țarălungă și Nicoletei Fiodorov, care ne-au ajutat să îmbrăcăm în costumele frumoase artiștii din această seară. Este vorba de costumele tradiționale pe care este foarte greu să le găsești și mai ales să le potrivești pe fiecare interpret. Iar eu, Doruțin, să-ți mulțumesc ție pentru idee și întregii echipe pentru că am lucrat atât de frumos și productiv la această frumoasă emisiune. Sper să nu fie ultima și să mai revenim la acest gen de provocări. Te mai aștept și la alte proiecte. Doamne ajută! Acum invităm în scenă duetele din această seară. Doinița German și Vasile Olaru. Carolina Gorun și Igor Cuciuc. Ioana Căpraru și Laurențiu Popescu. Igor Rusu și Diana Rotaru. Cristina Scarlat și Silvia Zagoreanu. Vitalie Dani și Mihai Ciobanu. Adriana Ochișanu și Aurel Chirtoacă. Anișoara Puică și Nicolae Cibotaru. Ansamblul de dansuri populare Hora Mare, care au fost împreună cu artiștii noștri. Le mulțumim tare mult că au acceptat provocarea noastră. Sperăm că ați avut parte de o seară minunată împreună cu ei și vă îndemnăm să rămâneți în continuare cu Moldova 1, pentru că, așa cum am promis mai devreme, urmează și alte proiecte interesante aici, pregătite special pentru Noapte de Revelion. Vă spunem la mulți ani, draga mea Moldova, sper ca în acest an să fii mai frumoasă, mai apreciată, mai înfloritoare și să dea Dumnezeu să nu mai primești palme, să fii purtată pe palme, iar oamenii, cetățenii acestei țări, oamenii buni din această țară să se simtă mai fericiți și mai norocoși că trăiesc într-o țară prosperă. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, stimați telespectatori!